Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și astăzi vă voi prezenta resursa educațională deschisă, secțiuni paralele cu baza în corpurile studiate, trunchiul de piramidă. Trunchiul de piramidă este corpul geometric obținut prin secționarea unei piramide cu un plan paralel cu baza și îndepărtarea piramidei mici. În figură aveți o piramidă patrulateră regulată care a fost secționată cu un plan paralel cu baza. Elementele trunchiului de piramidă A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 sunt vârfurile bazei mici A, B, C, D, vârfurile bazei mari A1, B1, C1, D1, muchiile laterale A1, B, B1, C, C1, D, D1, înălțimea O1, fețele laterale care sunt trapezele isoscele A, B, B1, A1, B, C, C1, B1, C, D, D1, C1, A, D, D1, A1. Baza mare este pătratul A, B, C, D, baza mică este pătratul A1, B1, C1, D1, apotema trunchiului este M, M1, apotema bazei mici este O1, M1 și apotema bazei mari este OM. În clipul următor veți observa generarea trunchiurilor de piramidă triunghiulară, patrulateră, pentagonală și hexagonală prin secționarea piramidelor de același tip cu planuri paralele cu bazele. Vă propun următoarele probleme. Prima. Se consideră trunchiul de piramidă patrulateră regulată ABCD A1, B1, C1, D1 cu AC egal cu 10 radical din 2 cm, A1, C1 egal cu 6 radical din 2 cm și unghiul A1AC de 45 de grade. La primul punct calculați muchia laterală a trunchiului de piramidă, la punctul B calculați înălțimea trunchiului de piramidă, la punctul C calculați înălțimea piramidei din care provine trunchiul de piramidă și la punctul D calculați apotema trunchiului de piramidă. Demonstrație. Pentru primul punct, scoatem în plan secțiunea diagonală ACC1A1 și construim A1F perpendicular pe AC și C1F1 perpendicular pe AC. Vom demonstra că triunghiul AFA1 este congruent cu triunghiul CF1C1 pentru că A1 egal cu CC1 ca muchii laterale în trunchiul de piramidă, unghiul A egal cu unghiul C și sunt amândouă de 45 de grade și unghiul AFA1 este egal cu unghiul CF1C1 și egal cu 90 de grade. Deci cele două triunghiuri sunt congruente conform cazului ipotenuză unghi și rezultă că și celelalte elemente sunt respectiv congruente, adică AF va fi egal cu CF1 egal cu AC minus A1C1 supra 2, egal cu 10 radical din 2 minus 6 radical din 2 pe 2, egal cu 4 radical din 2 pe 2 și făcând simplificarea obținem 2 radical din 2 cm. În triunghiul A1AF, unghiul A e de 45 de grade, unghiul F este de 90 de grade, deci unghiul A1F este de 45 de grade. Deci triunghiul AA1F este isoscel. Triunghiul A1AF este deci isoscel și AF egal cu A1F egal cu 2 radical din 2 cm. Rezultă din teorema lui Pitagora că A1 la pătrat egal cu AF pătrat plus A1F pătrat egal cu 2 ori 2 radical din 2 la pătrat, adică 16 cm pătrați. Deci muchia laterală este de 4 cm. Pentru punctul B se observă că în secțiunea diagonală AC, C1A1, înălțimea A1F egală cu O1, care este înălțimea trunchiului de piramidă, și egal cu 2 radical din 2 cm. La punctul C pornim de la faptul că A1O1 este paralel cu AO. Rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul EO1A1 este asemenea cu triunghiul EOA, deci
EO1 supra EO egal cu A1 O1 supra AO. Folosind proporționalitatea acestor laturi și proporții derivate, vom obține, scăzând numărătorul din numitor, EO1 supra EO minus EO1 egal cu A1 O1 supra AO minus A1 O1. Deci EO1 supra 2 radical din 2 egal cu 3 radical din 2 supra AO este 5 radical din 2, A1 O1 3 radical din 2, deci diferența este tot 2 radical din 2. Avem o egalitate între două fracții care au același numitor. Rezultă că EO1 egal cu 3 radical din 2. Deci înălțimea piramidei este 3 radical din 2 plus 2 radical din 2, adică 5 radical din 2 cm. La punctul D observăm că AC este diagonala bazei mari și este egală cu 10 radical din 2 și pe de altă parte cu latura bazei mari radical din 2. Înseamnă că latura bazei mari este 10 cm. A1C1 este diagonala bazei mici, este egală cu 6 radical din 2 și, conform formulei bine cunoscute, este latura bazei mici un radical din 2. Deci latura bazei mici este 6 cm. În trapezul dreptunghic MOO1M1 avem OM egal cu apotema bazei mari, adică jumătate din latura bazei mari, deci 5 cm. O1M1 este apotema bazei mici de jumătate din latura bazei mici, 3 cm, deci MT va fi egal cu 2 cm și va rezulta din teorema lui Pitagora că M1M la pătrat este egal cu MT pătrat plus M1T pătrat egal cu 2 la pătrat plus 2 radical din 2 la pătrat și va fi 12. Deci apotema trunchiului este egală cu 2 radical din 3 cm. Problema a doua. Se consideră trunchiul de piramidă triunghiulară regulată cu latura bazei mari egală cu 15 cm, latura bazei mici de 5 cm și area unei fețe laterale este egală cu media geometrică a ariilor celor două baze. La punctul A mic, calculați apotema trunchiului de piramidă. La punctul B mic, calculați muchia laterală a trunchiului de piramidă. Și la punctul C mic, calculați înălțimea trunchiului de piramidă. Demonstrație. Pentru primul punct, observăm că cele trei fețe laterale au arii egale, deci rezultă că aria uneia dintre ele, de exemplu aria trapezului ABB1A1 este egală cu radical din area bazei mari ori area bazei mici. E vorba despre area bazei mari a trunchiului de piramidă și area bazei mici tot a trunchiului de piramidă. Înlocuind area trapezului ABB1A1, după formulă, obținem latura bazei mari plus latura bazei mici, în paranteză, ori apotema trunchiului de piramidă, totul supra 2, egal cu radical din. Baza mare este un triunghi echilateral și folosim formula pentru area triunghiului echilateral, el mare la pătrat radical din 3 pe 4, și area bazei mici va fi el mic la pătrat radical din 3 pe 4. Vom înlocui latura bazei mari și latura bazei mici, de asemenea mai scoatem ce se poate de sub radical și obținem 15 plus 5 în paranteză ori apotema trunchiului de piramidă, totul supra 2, egal cu latura mare la pătrat iese de sub radical ca L mare, adică 15, L mic la pătrat iese de sub radical ca L mic, adică 5, radical din 3 ori radical din 3 iese de sub radical ca radical din 3 și la numitor avem 4. Aflăm de aici apotema trunchiului de piramidă și obținem 2 ori 15 ori 5 radical din 3 supra 4 ori 20. Simplificăm prin 10 și obținem 15 radical din 3 supra 8 cm. Pentru punctul B, observăm că trapezul ABB1A1 este isoscel. Îl scoatem în plan și aflăm
AM, care este egal cu PB și egal cu semidiferența bazelor, adică latura bazei mari minus latura bazei mici supra 2, deci 15 minus 5 supra 2, adică 5 cm. În triunghiul AEMA1, care este dreptunghic în M, aplicăm teorema lui Pitagora și va rezulta că A1 la pătrat este egal cu AM pătrat plus EMA1 la pătrat, egal cu 25 plus 15 la pătrat ori 3 supra 64, îl mai facem puțin calculele și obținem 25 plus, nu-l scriem pe 15 la pătrat ca fiind 225, ci îl descompun ca 25 ori 9, adică 5 la pătrat ori 3 la pătrat, ori 3, totul supra 64. Am făcut acest lucru pentru a-l da factor pe 25, apoi aducem la același numitor și obținem 25 ori 91 supra 64. Deci A1, adică muchia laterală a trunchiului de piramidă, este egală cu 5 radical din 91 supra 8 cm. Pentru punctul C, scoatem în plan trapezul OE E1 O1 și construim E1 S perpendicular pe OE. O1 E1 este apotema bazei mici, este o treime din înălțimea bazei mici, este L radical din 3 pe 6, adică 5 radical din 3 pe 6 cm. OE este apotema bazei mari, este o treime din înălțimea bazei mari, adică el radical din 3 pe 6, deci 15 radical din 3 pe 6 cm. OS E1, O1 este dreptunghi, pentru că are unghiurile din OO1 și din S de 90 de grade, înseamnă că OS este egal cu O1, E1, deci SE va fi egal cu OE minus O1, E1, adică 15 radical din 3 pe 6 minus 5 radical din 3 pe 6, egal în continuare cu 10 radical din 3 pe 6 și simplificăm prin 2 cu 5 radical din 3 pe 3 cm. Știm că apotema trunchiului este 15 radical din 3 pe 8 cm și vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic SE E1. Și atunci, SE1 la pătrat, adică pătratul unei catete, va fi egal cu diferența între pătratul ipotenuzei și pătratul celeilalte catete, adică E1E la pătrat minus SE pătrat. Va fi 15 radical din 3 pe 8 la pătrat minus 5 radical din 3 pe 3 la pătrat. Putem da factor 5 radical din 3 la pătrat și o să ne rămână din primul termen 9 supra 64, iar din al doilea 1 pe 9. Aducând la același numitor și făcând calculele, obținem 5 radical din 3 la pătrat ori 17 supra 64 ori 9. Dacă extragem radicalul, SE1 va fi 5 radical din 3, un radical din 17 supra 8 ori 3, adică 5 radical din 51 supra 24 cm. Deci înălțimea trunchiului va fi egală cu 5 radical din 51 supra 24 cm. Pentru a exersa, vă propun următoarea problemă. Se consideră trunchiul de piramidă patrulateră regulată, MATE, M'T'E', pentru care latura bazei mici, latura bazei mari, respectiv înălțimea trunchiului de piramidă, sunt direct proporționale cu numerele 2, 3 și 4 și M'T' egal cu radical din 114 cm. La punctul A, calculați perimetrul bazei mici a trunchiului de piramidă. La punctul B, calculați area bazei mari a trunchiului de piramidă. La punctul C, calculați înălțimea trunchiului de piramidă. La următorul punct, calculați muchia laterală a trunchiului de piramidă. Și la ultimul punct, calculați înălțimea piramidei din care provine trunchiul de piramidă.
Atât pentru azi, la bună vedere!